În bucătăria băieților se vorbea despre costumele de mire și Robert era să-l dea de gol pe Daniel ce costum și-a ales. Spuneam că cel mai mult i-a plăcut costumul lui Daniel, cel care avea și arătat la gât, iar Daniel i-a zis să, să tacă, pentru că era și Ana acolo în bucătărie și vrea să fie o surpriză pentru ziua anunții, iar Robert a zis îmi plăceau detaliile acelea, asta am vrut să zic, iar Daniel a zis tu și cu Maica, acum a făcut cu inelul de logodnă a povestit că în ziua în care a mers după ei inelul de logodn a venit doamna Anina la Daniel care era cu Ana și a zis Daniel mi-a plăcut foarte mult de tine astăzi la cafea. Apoi și Bia spunea că a făcut o fază asemănătoare doamna Anina cu surpriza și au continuat să-și povestească diverse Cert este că Daniel vrea să păstreze misterul, la fel ca și toți băieții până la urmă, pentru că Altfel vor fi emoțiile trăite atunci când se vor vedea.